Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Ieșim astăzi de sub avertizarea cod galben emisă zilele trecute și intrăm sub avertizare cod portocaliu. Așadar, încercați pe cât posibil să evitați plimbările suplimentare. Când auzim de cod portocaliu, trebuie să știm că stratul atmosferic suferă modificări majore și sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase și de intensitate mare. Atenționarea care a intrat în vigoare de astăzi se referă strict la caniculă. Meteorologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu. În intervalul 3-6 iulie, vremea călduroasă va persista în majoritatea zonelor, inclusiv în județul Alba. Așadar, canicula persistă și se intensifică. Disconfortul termic va fi în continuare deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 pe arii extinse. Conform ANM, temperaturile maxime vor atinge frecvent 37-38 de grade și izolat chiar 39 de grade Celsius, îndeosebi în zilele de miercuri, joi și vineri. Vă sugerăm să ascultați sfaturile medicilor în ceea ce privește hidratarea și modul în care vă alimentați în această perioadă. Este vorba despre starea sănătății dumneavoastră. Canicula din această săptămână face un adevărat chin din munca în aer liber. Lucrătorii din construcții și drumarii sunt cei mai afectați în zilele toride, când temperatura la nivelul asfaltului poate depăși 50 de grade Celsius. Legea prevede în acest sens o serie de măsuri de protecție. S-a decretat cod portocaliu de caniculă în Alba, cu temperaturi ce vor atinge și 39 de grade Celsius pe parcursul acestei săptămâni. Angajații din construcții și de la drumuri și poduri suportă cu stoicism căldura aerului ce pare a da în clocot, dar trebuie să fie și protejați. În astfel de cazuri, legea prevede reducerea orarului de muncă, asigurarea a 2 până la 4 litri de apă minerală pentru fiecare muncitor și segmentarea programului de lucru în intervale când temperatura este suportabilă. De asemenea, se cere efectuarea de controle medicale salariaților și asigurarea de dușuri pentru aceștia. Aerul condiționat este în această perioadă caniculară o necesitate. Aparatele de climatizare micșorează temperatura și umiditatea, transformând un mediu insuportabil într-unul mai mult decât confortabil. Însă dacă sunt folosite în exces și nu sunt întreținute cum se cuvine, aparatele de aer condiționat pot crea grave probleme de sănătate. Tot mai multe persoane optează pentru un aparat de aer condiționat, în special atunci când mercurul din termometre își face de cap și indică valori de peste 30 de grade. Datorită caniculei, solicitările sunt foarte, foarte mari. În general, avem solicitări pentru apartamente. Noi recomandăm clienților aparatele care au 12.000 de BTU. Prețurile pleacă cu montaj cu tot, de la o gamă mai ieftină, de la 1800 până la 2800 de lei, o marcă de top. Deși asigură un confort considerabil în zilele toride, aparatul de aer condiționat folosit necorespunzător poate duce și la probleme de sănătate. Poate cauza multe neplăceri și anume poate reactiva probleme de infecții ale tractului respirator, poate cauza, oamenii sunt mai sensibili la răceli, la probleme ale sinusurilor, ale nervilor, pot cauza nevrite. De asemenea, folosirea aerului condiționat din mașină poate să fie nociv nu atât prin folosirea îndelungată a acestuia, cât prin microorganismele care se pot cantona în aceste aparate și care pot cauza boli pulmonare, deci boli respiratorii. Părerile albaiulienilor în privința instalării unui sistem de aer condiționat sunt însă împărțite. Este bun aerul condiționat? Foarte bun. Nu vă deranjează? Nu aveți probleme de sănătate? Absolut deloc. Nu prea. De ce? Păi cauzează dureri de cap, amețeli. Chiar dacă e așa de cald afară? Da, dar nu e prea sănătos oricum. Și mie nu face bine. De fapt, la nimeni din casă nu le face bine. Și în mașină îl folosiți? Nu, foarte rar. Chiar că nu se mai poate. E bun, cum să nu? Aerul condiționat nu ne dăunează cu nimic. Cardiacii și bătrânii, pentru care o zi caniculară este o amenințare reală, pot trece cu succes peste această provocare dacă stau într-un loc răcit cu aer condiționat. Medicii recomandă totuși să-l folosim cu moderație. De asemenea, aerul condiționat reprezintă un pericol, mai ales dacă aparatul nu este întreținut cum se cuvine și nu sunt schimbate filtrele regulat. Cei care sunt sensibili, care au o sensibilitate crescută aparatului respirator, trebuie să folosească și mai cu măsură beneficiile aparatelor cu aer condiționat.
Foarte importantă este setarea sistemului de climatizare. Astfel, temperatura ideală poate fi mai mică cu câteva grade decât cea de afară, dar în niciun caz mai jos de 24-25 de grade Celsius. 172 de locuri de muncă disponibile săptămâna aceasta în județul Alba. Ofertele anunțate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă vin din Alba Iulia, Câmpeni, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Cele mai multe posturi vacante, și anume 73, sunt de această dată în Alba Iulia. Se caută 25 de muncitori necalificați cablaje auto, 10 pavatori, câte 5 șoferi mecanici auto, șoferi de taxi, dar și strungari, tâmplari și consilieri vânzării asigurări. În Aiud s-au anunțat doar 2 locuri de muncă disponibile, pentru un lucrător comercial și o femeie de serviciu. În Câmpeni, oferta cuprinde confecționeri îmbrăcăminte și muncitori necalificați în industria confecțiilor, dar și dulgheri și tâmplari. În Blaj sunt scoase la concurs 10 posturi pentru inginer mecanic și 10 posturi pentru inginer mașini unelte. În Sebeș sunt 33 de locuri de muncă pentru dulgheri, zidari, pavatori, muncitori necalificați sau specialiști în domeniul calității. În Cugir sunt disponibile 16 locuri de muncă pentru șoferi autoturisme, camionete, manipulant mărfuri, agent comercial, gestionar depozit sau ambalator manual. Agenția Națională Antidrog a lansat pe site-ul propriu o bază de date cu instituțiile de asistență în domeniul dependenței. Scopul acestei aplicații este în principal informarea publicului despre serviciile de asistență pentru dependenți, precum și centralizarea tuturor furnizorilor de servicii din domeniu. Utilizatorii aplicației pot fi consumatori de droguri sau alcool în căutarea unor servicii de asistență, aparținători ai persoanelor dependente, precum și instituții sau specialiști. Aplicația este disponibilă în limba română și cuprinde datele de contact ale furnizorilor de servicii de asistență și informații de interes despre capacitatea de cazare, costuri, servicii, tip de beneficiari cărora se adresează, caracteristici precum posibilitatea de a furniza asistență persoanelor cu nevoi speciale. Prin crearea acestui sistem, Agenția Națională Antidrog își propune să vină în întâmpinarea nevoilor de informare a utilizatorilor de internet în ceea ce privește posibilitățile de tratament adresate dependenței de droguri sau alcool. Asistența online în domeniul dependenței de droguri este disponibilă accesând site-ul Agenției Naționale Antidrog www.ana.gov.ro în subpagina Tratament. Au trecut 94 de ani de la Marea Unire și națiunea nu are nici acum un monument la Alba Iulia care să onoreze, cum se cuvine, cel mai important eveniment din istoria românilor. Un grup de patrioți din capitala de suflet a țării, împreună cu personalități cu funcții publice și influență la Ministerul Culturii, ar putea transforma acest vis în realitate. Din 1918 încoace au fost ceva încercări, dar eșuate. Primele încercări au fost în 1919, când un grup de profesori care au și înființat primul liceu în limba română, e vorba de Mihai Viteazul, după aceea s-a transformat în liceul Horia Cloșca și Crișan, au făcut primul comitet de inițiativă, unde președinte era protopopul Ion Teculescu. În 1924, la Chișinău, s-a făcut un monument al Unirii. Au venit în 40 rușii și l-au dărâmat, l-au făcut țândări, pulbere s-a alert de el. În 41 au intrat ai noștri în Basarabia și l-au reconstruit. Și în 1944 iar l-au dărâmat și sigur că din el se mai găsește pe undeva restul prin muzeile din România și din Basarabia. Un grup de inițiativă vrea ca până în 2018, când se aniversează un secol de la Marea Unire, Alba Iulia să aibă un grandios monument al Unirii. De regulă, de la aceste monumente, statul, respectiv Ministerul Culturii, participă cu 60-70, chiar până la 80% din costul unei asemenea lucrări. Un 80%, să zicem, 800.000 și restul de 200.000? Deci încercăm prin subscriere publică, așa cum vă spuneam, că noi o să-i dăm drumul. Da. Când vom avea amplasamente, când vom avea aprobările și toate chestiunile acestea rezolvate, sigur că îi dăm drumul pe site-ul dumneavoastră. Dacă problemele cu documentația și amplasamentul se derulează rapid, iar Ministerul Culturii alocă fondurile necesare pentru anul viitor, din 2013 ar putea demara lucrările. Grandios precum Unirea, monumentul costă aproximativ 1 milion de euro și ar putea fi inaugurat chiar de 1 decembrie 2018, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire.
Scandal în plină zi. O femeie a fost amenințată ieri pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia de alte trei persoane cu care se pare că avea neînțelegeri mai vechi. Scandalagii au fost sancționați de jandarmi cu avertisment scris și cu două amenzi în valoare de 400 de lei. Incidentul a avut loc ieri în jurul orei 15 pe Bulevardul Republicii, zona intens circulată în plină zi. Din verificările jandarmilor ajunși la fața locului a rezultat faptul că scandalul a pornit de la neînțelegeri mai vechi pe care femeia le avea cu cei trei agresori. La mânie, oamenii nu au mai ținut cont că sunt într-un loc public și au recurs la amenințări și intimidări. Violența verbală, prin care s-a încercat rezolvarea disensiunilor mai vechi, a avut ca efect, pe de o parte, intrarea în panică a victimei, iar pe de alta, indignarea celor care se aflau în zonă. Și nu puțini, știut fiind faptul că la ora 15, Bulevardul Republicii este o arteră intens circulată. Cei trei agresori au fost identificați și sancționați contravențional în conformitate cu prevederile legale, în cauză fiind aplicat un avertisment scris și două amenzi contravenționale în valoare totală de 400 de lei. De data aceasta, scandalagii au scăpat ieftin, însă jandarmii i-au sfătuit să evite pe viitor asemenea fapte, deoarece, în caz de recidivă, se pot aplica și sancțiuni penale. Directorul Moldomin Moldova Nouă, condamnat la închisoare cu executare în dosarul fostului vicepreședinte de la Curtea de Apel Timișoara, Iacob Chișerău, a primit 4 ani și 6 luni de detenție pentru complicitate la infracțiunile de trafic și cumpărare de influență. Sentința a fost dată de Curtea de Apel Alba Iulia. După ce și-a recunoscut faptele, instanța a decis disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Iacob Chișerău. Directorul companiei miniere Maldomin Moldova Nouă a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influență și complicitate la cumpărare de influență. Curtea de Apel Alba Iulia a dispus disjungerea cauzei cu privire la acest inculpat și a pronunțat o sentință în data de 28 iunie 2012, prin care l-a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și complicitate la trafic de influență și cumpărare de influență. Sentința Curții de Apel Alba Iulia nu este definitivă, ea poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare, iar dosarul va continua pe rolul Curții de Apel Alba Iulia cu ceilalți 4 inculpați. Iacob Chișerău a fost potrivit procurorilor intermediarul mitei de 10.000 de euro către judecătorul Cătălin Șerban. Instanța a mai interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice și dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat. În cazul celorlalți inculpați, instanța a stabilit un nou termen în 27 iulie. Fostul vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara a fost trimis în judecată pentru trafic de influență și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. O nouă amânare la Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul Continental. Instanța trebuia să se pronunțe ieri în cauza în care sunt judecați fostul decan al baroului Alba Doina Scutea și omul de afaceri Dorel Tamaș. La termenul de ieri, magistrații Curții de Apel Târgu Mureș au continuat audierea martorilor și au amânat pronunțarea în acest dosar pentru data de 24 august. În deja cunoscutul dosar de delapidare Continental sunt implicați avocata Doina Scutea, fost decan al baroului Alba și omul de afaceri Dorel Tamaș. Doina Scutea este acuzată de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare de bani în formă continuată și fals sub semnătură privată în favoarea omului de afaceri Dorel Tamaș. Dosarul a fost strămutat de la instanța din Alba Iulia pe rolul Curții de Apel Târgu Mureș. Magistrații de aici s-au pronunțat recent și în dosarul Corupție la Finanțe, în care Doina Scutea a primit 2 ani de închisoare cu suspendare. Horia Bărdaș a fost colaborator al securității. Așa sună sentința de luni a Curții de Apel București în dosarul președintelui Asociației Revoluționarilor Decembrie 1989 Alba. Sentința poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Fostul consilier local se judecă de 3 ani pe această temă Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, aflându-se de cealaltă parte a baricadei. În primă fază, Horia Bărdaș a avut câștig de cauză, dar recursul CNSAS a fost admis și sentința s-a întors împotriva revoluționarului. La dosar au fost depuse o expertiză grafică a documentelor prezentate de CNSAS, printre care și un angajament de colaborare semnat de Horia Bărdaș. Vasile Bereș a fost suspendat din funcția de director al DSV Alba. Decizia a fost luată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în urma solicitării prefectului de Alba, Dan Coriolan Simedru.
Vasile Bereș a fost suspendat din funcție pe perioadă nedeterminată în contextul dosarului în care este judecat la Tribunalul Alba pentru abuz în serviciu. În urma trimiterii în judecată, prefectul județului Alba a înaintat o cerere către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin care solicită suspendarea lui Vasile Bereș de la conducerea DSV Alba. Bereș a fost astfel înlocuit cu adjunctul său Mihai Șipoș. Ieri, la primul termen de judecată, Tribunalul Alba a decis amânarea cauzei pentru data de 10 septembrie, după ce Bereș a solicitat timp pentru a-și angaja apărător. În politică, scandalurile se țin lanț. USL a solicitat în această dimineață convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului, în cadrul căreia avocatul poporului a fost revocat. Pe ordinea de zi se mai află și demiterea președintelui Senatului și a Camerei Deputaților. În semn de protest, parlamentarii PDL au părăsit plenul Parlamentului și au lăsat în urma lor doar biletele cu mesajele pro-TVR și pro-ICR. Motivarea pentru cererea de revocare a avocatului poporului constă în încălcarea Constituției și a legilor în vigoare, însă până în momentul de față nu se cunosc cazurile concrete la care fac referire contestatarii. Social-liberalii îl propun pentru înlocuirea lui Gheorghe Iancu pe Valer Dorneanu, actualul adjunct al avocatului poporului. USL solicită și revocarea președinților Senatului și Camerei Deputaților. Social-liberalii doresc să îl schimbe pe Vasile Blaga pe considerentul că majoritatea trebuie să fie reprezentată în fruntea acestui for. O variantă vehiculată în rândul grupurilor PSD și PNL pentru șefia Senatului este Crin Antonescu. Roberta Anastase este și ea vizată de revocarea din funcție. În cazul ei este vorba despre acuzații legate de falsificarea voturilor în cazul legii pensiilor. Blaga și Anastase s-au retras din plene alături de parlamentarii PDL, motivând că demersul este unul neconstituțional care nu poate fi introdus pe ordinea de zi. Mai mult, aceștia au de gând să facă o sesizare la Curtea Constituțională pentru verificarea condițiilor în care social-liberalii doresc să facă aceste schimbări la nivel înalt. Toate demersurile USL de astăzi reprezintă pași importanți în procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Crin Antonescu a declarat ieri că este posibil ca Uniunea Social-Liberală să propună și chiar să voteze suspendarea șefului statului în această săptămână. Vom reveni cu amănunte. Începând de ieri după amiază, Ecaterina Andronescu a revenit pentru a treia oară pe fotoliul de ministru al educației. Șeful statului a sugerat și acesteia că ar fi indicat să depună la cabinetul premierului o declarație pe proprie răspundere că nu a plagiat în teza de doctorat. Victor Ponta a refuzat însă să spună dacă a primit sau nu un asemenea document. Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a depus ieri după amiază jurământul de investitură în funcția de ministru al educației. Ceremonia s-a desfășurat în prezența președintelui Traian Băsescu, a premierului Victor Ponta și a președinților celor două camere ale Parlamentului, Vasile Blaga și Roberta Anastase. Șeful statului a semnat decretul de numire a Ecaterinei Andronescu în fruntea Ministerului Educației, însă a apreciat ca potrivită depunerea declarației pe proprie răspundere, din care să rezulte că nu a plagiat în teza de doctorat, la fel cum a solicitat și în cazul lui Puiu Hașoti. Referitor la acest subiect, Andronescu a declarat că ea nu a făcut niciodată așa ceva și că întreaga sa carieră este construită pe muncă și onestitate. Ecaterina Andronescu a avut în Ministerul Educației mai întâi funcția de secretar de stat pentru învățământul superior în intervalul 1995-1996. Apoi, în perioada 2000-2003, a fost ministrul educației și cercetării, dar nu și-a dus mandatul la bun sfârșit, fiind revocată de premierul de atunci, Adrian Năstase, în iunie 2003. Andronescu a revenit la conducerea Ministerului Educației în 2008, în guvernul format de PDL și PSD, părăsind funcția odată cu plecarea socialdemocraților de la guvernare. Ecaterina Andronescu este de 16 ani parlamentar. În momentul de față, ea este vicepreședinte al Comisiei de Învățământ din Senat. În a doua decadă a lunii iulie se va desfășura la IUD ediția 7-a taberei internaționale de creație pentru tineret InterArt. Deschiderea oficială va avea loc marți 10 iulie în incinta primăriei IUD. În acest an, la tabăra iudeană vor participa 25 de tineri artiști din Bulgaria, Portugalia, Ungaria și România. Pe parcursul celor 10 zile se vor derula diverse ateliere de creație precum colografie, linogravură, pictură, icoane pe sticlă și pe lemn, modelaj și instalații video. În programul taberei mai sunt incluse excursii în județul Alba și prezentări de artă din țările participante. În final, tabăra are programată o expoziție de închidere cu lucrări realizate pe durata manifestării. Muzeul Național al Unirii Alba Iulia aduce în atenția publicului, în cadrul exponatului lunii, un nou artefact de mare valoare din colecțiile muzeului. Este vorba despre statueta zeiței Nemesis, artefactul roman descoperit în primăvara anului 2011 de arheologii Muzeului Alba Iulian în apropierea Catedralei Romano-Catolice din Alba Iulia.
Spectaculoasa statuie din marmură albă a zeiței Nemesis, zeița răzbunării, a fost găsită în spatele porții a patra a cetății, acolo unde arheologii au identificat rămășițele unui templu. Așa cum la începutul anului am avut pe liber poate o altă descoperire de excepție făcută în anii 90 în zona Partoș, așa și astăzi această statuetă de calități artistice deosebite poate să asigure, să spunem, atât o imagine a vieții spirituale, atât a militarilor din castrul Legiunea 13 Gemina, cât și în ansamblu a vieții spirituale de la Apulu. Această piesă, datată la începutul secolului al II-lea, sfârșitul secolului al III-lea, este caracterizată de specialiștii de la muzeu drept cea mai importantă descoperire făcută în ultimul deceniu la Apulum. În ce privește originea acestei statuete, din punct de vedere științific, o putem lega de activitatea atelierelor din Asia Mică, în acest interval de sfârșit de secol II, început de secol III după Hristos. Posibil ca și această statuetă să se încadreze în perioada de emulație culturală din perioada dinastiei Severilor în toate orașele Daciei Romane și în special în locațiile unde o parte din aceste așezări romane au fost ridicate la rangul de municipia sau colonie. Statuia este un artefact excepțional, atât din punct de vedere artistic, cât și al stării de conservare, fiind descoperit aproape intact, cu excepția unor mici elemente care lipsesc. Este foarte bine integrată din punct de vedere al proporțiilor piesei. De asemenea, detaliile artistice ale veșmintelor, ale coafurii, vedem că s-a lucrat într-un mod deosebit asupra coafurii și asupra diademei care este pusă pe coafura zeiței. Lipsește atât mâna stângă care ținea simbolul măsurării păcatelor, acea unitate de măsură numită meta, cu care se măsurau păcatele soldaților sau celor pe care zeița îi judeca, gladiatorilor, să spunem. Ea este însoțită de grifon, acel animal fantastic, animal care are corp de leu, cap și aripi de vulturi. Statuia zeiței Nemesis este așezată luna aceasta la loc de cinste în incinta Muzeului Alba Iulian, iar toți cei care vor trece pragul instituției de cultură vor putea admira gratuit această piesă reprezentativă pentru Apulum. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Ediția 12-a Cupei Cota International a culminat cu un loc 2 pentru prima echipă a Unirii Alba Iulia. Antrenorul Florian Brumaru a avut la dispoziție 24 de jucători pe care i-a împărțit în două echipe. Unirea Alba Iulia 1 și Unirea Alba Iulia 2. Prima echipă a obținut a doua treaptă a podiumului la turneul din Arad, pe când cea de-a doua a terminat competiția pe locul 8. Prima echipă a avut un parcurs foarte bun în grupe, terminând pe poziția a doua cu o victorie, un egal și o înfrângere. Echipa care a reușit să învingă în grup Atletico Arad a învins și în finală pe Uniriș la un gol diferență. Simplu să zic, a fost un turneu reușit. Da. În care am testat noi jucători din grupa de 97 cu dorința de a forma o echipă competitivă în campionatul republican de junior B, format din jucători în 1996-1997. A fost o experiență utilă și faptul că am ajuns în finală cu echipa Unirea 1 demonstrează că avem o echipă destul de bună cu care putem face o figură frumoasă în nou campionat. Un trimis al clubului Manchester City a asistat la turneu și a remarcat pe câțiva dintre jucătorii Unirii. Organizatorii au relații foarte bune în Europa
și la fiecare turneu organizat ei invită scouteri din Europa. Acum a fost rândul celor de la Manchester City. John Terrace a fost scouterul. Și care a urmărit partidele de la turneu, a zis că după festivalul de primire am vorbit cu el și mi-a spus că i-a plăcut jucătorii noștri și mi-a dat de înțeles că dacă cumva, fără să spună nume, dacă cumva va fi interesat de un jucător, ne vor lua legătura cu noi. La competiția din Arad s-au remarcat jucătorii Șandru, Ahovianu, Iancu și portarul Popa. Doi dintre cei mai importanți oameni ai clubului din cetate au fost contactați de alte echipe. Nu este vorba despre doi jucători, ci despre doi dintre oficialii clubului. Adorian Himcinski, antrenorul secund al echipei, și Mihai Dăscălescu, președinte executiv al trupei din Alba Iulia, sunt doriți antrenori la echipe din Liga a 3-a și Liga a 5-a. Secundul Stelian German din sezonul trecut, Adorian Himcinski, este dorit de o echipă din Liga a 5-a. Industria Galda de Jos ar dori să-l aibă ca antrenor cu care dorește să promoveze în Liga a 4-a. Fost jucător al Unirii în prima ligă, Himcinski a reușit și o promovare cu echipa în Liga 1 pe vremea când era secundului Aurel Șunda. Printre cei vizați de a prelua banca echipei din Galda se mai află și antrenorul Europei Alba Iulia, Alin Hancăș. Președintele clubului Alba Iulian, Mihai Dăscălescu, este dorit pe banca echipei din Slatna dacă aceasta va rămâne în Liga a 3-a. Acesta a debutat în cariera de antrenor tocmai pe banca echipei din Slatna și a declarat că dorește să rămână la Unirea pentru a continua ceea ce a început. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a decis astăzi ca drapelul României de la Olimpiada ce se va desfășura în Londra să fie purtat de către tenismenul Horia Tecău. Sportivul în vârstă de 27 de ani va avea onoarea ca la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice să înlocuiască racheta de tenis cu drapelul României. Jocurile Olimpice de la Londra se vor desfășura între 27 iulie și 12 august. Alegerea tenismenului este surprinzătoare, alți sportivi plecând cu prima șansă de a purta drapelul fiind Alina Dumitru, Cătălina Ponor, Sandra Izbașa, Ana Maria Brânză sau alții. Tecău nu este singurul care vine din zona sportului alb ce poartă drapelul țării. Pe lângă el se mai numără și primii trei tenismeni din lume, Novak Djokovic pentru Serbia, Rafael Nadal pentru Spania și Roger Federer pentru Elveția, pe când drapelul Rusiei va fi purtat de Maria Sharapova. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Am avut parte și astăzi de vreme călduroasă, caniculară chiar, astfel încât în această după-amiază starea de disconfort este accentuată. Cerul este variabil la munte și mai mult senin în restul teritoriului, iar vântul suflă de la slab până la moderat. În munții Apuseni vor fi condiții de averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 37 de grade, iar cele minime între 14 și 24 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, în această seară, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 29 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 28 de grade la Aiud, 27 de grade la Blaj și 24 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. După lăsarea nopții, regimul termic va mai scădea câteva grade, astfel încât se vor înregistra 19 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 20 de grade la Sebeș, 18 grade la Blaj și 15 grade Celsius la Câmpeni. Nici mâine nu scăpăm de caniculă, căldura persistă în majoritatea zonelor, cerul va fi variabil doar la munte, unde după amiaza vor fi posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 38 de grade, iar cele minime între 15 și 25 de grade, ușor mai coborâte în depresiuni. În aceeași ordine de idei aproximăm valorile termice de mâine, situându-se în jurul a 37 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 36 de grade la Aiud și Blaj și 32 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Starea vremii nu se va schimba nici poi mâine, așadar va fi încă o zi caniculară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 38 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 16 și 26 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!